născut în 28 ianuarie 2. Am început activitatea la puterii din 44, din care se începea plutele de Ipineagra Broșeni, din Vinela, din Bolovăniș. Vinea, treceam prin patru barajuri. Vineam din Dragoleasa, din Haitul Dragoleasa, vineam la Haitul Chei, din Haitul Chei Părăul Omului, din Părăul Omului mergeam în Coada Lacului. Dar în schimb, care au fost înainte, din 44 și până s-au oprit, s-au închis barajul, am plutărit mai mult de la Broșteni la Piatra Neamț, din care vineam de multe ori pe jos, din Piatra Neamț până acasă, la Mădiei. Și luam alte plută și iar în Dicea. Sunt mai aproape. Peste deală era mai aproape, distanța e mare de acolo. 60 km pe sus. După ce s-a închis barajul, în caz, s-a oprit plutăria la Piatra Neamț. Și plutăria numai Neagra Broșteni, din care înainte aduceam plutele la Vatra Dornei și niceam în Piatra Neamț. Acum nu mai merg de Vatra Dornei, nu ne-au mai dat plutii care au rămas la Făbriș. La Vatra Dornei și am plutării numai Neagra Broșteni și Valea Bistec, știți? Și era plutie. Din care s-a fost o meserie foarte bună și plătită. Sunt îndrăzneată. Dar a doua era cam periculoasă. Îndrăzneată. Cam până în ce an au fost plutite, s-au plutărit? S-a închis barajul, nu mai țin minte. Nu, dar e mult după barajul. Eu s-au dus pe urmă în Coada Lacului, să se aplute și se apă vapoare. Nu mai am nicio idee. Dar oricum, până prin 60, o mers cu pluta până 60? O, mai și mai mult. Aproape până prin 70, dacă nu cumva. Da. Și cum se lega o plută? Nu te spun, eu că am practicat, legat-o, am lucrat la ea. Cam de 20 de ani. Așa. Spune cum se lega, cum o sorta pe mal, cum o se lega. Se sorta pluta, spune pe neagră. Odată o făceai pe mal. S-a adunat lemnul tot. Dar ei cu metru toate. Făceam pe sortimente. Primul căpătâi era mai subțire, care îi spunea buzai. Așa. A doilea mai iară mai gros, a treilea mai gros, a patrulea iară mai gros, a cincilea iară mai gros. Se făcea după grosime. Ca să nu bage să steie pluta din mirjul pe o piatră sau unde, el se făcea așa, el mergea pe apă și el era pus la mirjul. Acele gros putea să se oprească și să îmboțeau. Se punea o anumită cantitate, nu? Da, și erau evidența lemnului cu bar de aici când pleca? Da, cu bar lemnul, nu? Da, cu bar se scrie lungime și grosime și cu bață, pe aceea aviz. Și cam cât intra pe plută? Cât pune? Depinde. 100, 120 de 200 de metri, cubi. Da. Mai la bise, dar acolo, cum spune dânsul, de la Drăgoiasa, se păsea plută mai înguste, prin motivul că era... Treceam prin baraj. Prin baraj și era așa apă mai puțin. Da. Din care plută pe... Pe Valea Bistrița s-a făcut plută până la 500 de metri cubi. 300, 200, care duceam și apa, din Petroasa. Când dădea drumul la baraj, venea apa mare și-l lua, că altfel nu era. Omul s-a făcut baraj, de exemplu, s-a făcut plute de la Vatra Dornei, am pus și eu băiet mic, adică intervin și eu, ori m-a registrat. Da, da, fără probleme. Așa, mergeam pe Barnari, eram cu un cheie așa meu. El îmi punea o sârmă în spate mie, una lui, în vârful bădii stăteam și mâncam, la ora 4 eram la Gura Neagră, de aceea parte în Dorna. Așa, eu rămâneam, dormeam la o casă în dreapta, că de câte ori am fost în Dorna, când am fost manipulant cu urmă, așa, și el se ducea ori pe Valea Bistrița, ori pe Neagră și alaltă și aducea o plută cu care vinea, cu plutașul, și dimineața plecam. Iar vin de Valea acolo la Zugreni, era foarte periculos, de exemplu, ce zvârlea. Mai cunosc mai bine, pluta, cârma nu se baga lopata de un deget,
Așa, eu am mers de 3 ori cu el, de 3 ori nu m-a lăsat să fii la cărmă, acolo puteți zbărlea. Era apa volburată, era... Păi era nu, o sfor, așa, acolo și n-avea, era o curbă foarte așa și venea dreptea. În curbă întoarce și acolo zgrie, da, în curbă. Da, întoarce și tuma de vale, da. Așa, și acolo este o bucată țanc, ne-am mai nimerit odată când nu aveai un stai pe mare, era pe pileașă, dar se închidea plutele, trebuia să subim pe pileașeala. Da, și am fost bară până la piatră. Scrindeam noi la, am uitat cum e zis, Ionel Hanaru, eram partea dreaptă, în niște plopi acolo prindeam noi. Dar eu am fost un an de zile, că atunci te dușeai și la cine mă rugam să mă primească la lucru, că nu te prea... Da, era risc. Ca și acum, dar dacă n-ascultai și eu stăteam ca barnist sau stăteam santinel sau mă știu și dacă nu erai... Și cam câți oameni lucrau la o plută? Cum erau? Aveau niște... La o plută lucra patru, de la patru în sus, și în șase. Fiecare avea rolul lui, da, făcea ceva. Când se soarta pluta pe mal, de exemplu așa, ca să vă facă, de exemplu era la margine, așa, la margine o aregea, și un punea câteva lemne, și punea două mălungărețe, îi spunea gânjar, punea iară la mijloc 3-4, iară punea două de gânjar, păi dar nu se făcea Gheorghe, așa, după și eu n-am lucrat la legat. Da, da. Și pe urmă iară aregea, pe urmă încurmeze. Și cel care, cum se numea, care ducea pluta? Plutaș. Da, se făcea cârme, și era majoritatea, se ducea în doi. Iar Bineagra mergea cu viteze pluta, dacă te suiai pe plute și n-ai sări ca să sai în față așa, te duceai pe spate, dar înapoi, înțelegi, că avea viteze pluta. Sau când se închidea, ieșea buzarul, cum îi spuneam, priva tablă, ieșea pe lung înainte. Când scădea hoaitul, era venea pustii. Sau când, și acolo uitați cum, se lega pluta pe Neagra Broșteni, pe mâzgare, spunea, adică punea ea apă, că acolo nu era nici de o palmă sau de două, până cum era apa mică. Apa foarte mică și acolo numai cu hai. Și o legai în timp când nu era hai, că nu puteai să o legi în timpul hai, da. Și legai tot, numai manopiri. Dacă venea ploaie, trebuia să stai în ploaie acolo, dacă nu terminai pluta și venea hai tu. Haitul dădea drumul la ore regulate sau s-a anunțat? La ore s-a regulate, sigur, dădea drumul de la Drăgoiața și vinea până vinea... Deci haitul era un depozita apă, un sobrea apă, un bazin, baraj, un bazin mare. Haitul, așa se spunea, da. Un baraj, măi, acum da, îi da, spune. Da. Așa, și pe urmă dădea drumul de la Dârmoftea, că am fost mai mult manipulant pe acolo la Dârmoftea. Venea ultimul hait, se dădea și pășea o legătură în gura Negrișoara, se pășea legătură cu apa și aia lantă de mergea plute. De forța de apă. Că numai cu apa, de exemplu, de la Dârmoftea, nu putea să iasă plutele în Broștea. Și după ce ieșeau în Bistrița, în Valea Bistriței, pe urmă, Valea Bistriței, era mare apa? Era o apa mai bună sau s-a făcut un baraj la Zugreni, acolo unde am murit, da, cabana, de la deal, da, de cabane. Da, da. Se cunoaște așa prima, da. Și se tot închidea apa cu hai, tot așa vine. Da, se dădea drumul la, cu hai, de mergea la piatră plutile. Sau altceva, eu n-am fost, nici el cred că n-au fost, păi așa de la Vatra Dornei vinea cu plutile prin toate stâncele și alea noaptea, cum vinea nu cunosc eu. Noaptea vinea? Noaptea. Ai fost noaptea tu nu? Cum să nu, că nu ne zeam de aici, noaptea nu ziceam. Nu, dar de acolo, de la Dornă vorbesc. Eu n-am fost noaptea, ce să spun? Cunoșteai, adică cum sunt, cunoșteai terenul, cursul apii, exact ca cursul apii, după cursul apii mergea. După cum e șoferul, așa da. Cunoșteam terenul, băi, așa unde suntem la Oale, așa unde suntem la Hangu, băi, la Hangu, în cotul cu tare, trebuie să merite așa, așa, în dreapta sau în stânga. Și cârma, cu ce o cârmuia pluta? Cu ce o cârma? Cu cârma. Cârma din cum era? Din lemn? Era oprit un condei, un leat mai românești, spus așa. Și oprit și oprit și mai ușurat. Era o scânduri de astea cum e de 4 metri, și a avut 20 lățimi, eu stăia în două și păi că eu, de exemplu, când am fost la măsuri sau mai plan, sub apă, sub lemn. Îi dădeam lopata, o scândură de șar, făcea două cârmi, așa se dădea. Stăia în două și se făcea și cu cârma, cum greșeai până acolo. Și cu ce se legau plutele? Cu sârmă. Cu sârmă. Găuream cu spletelul, da, și băgai prin fiște care lemn, sârmă. Deci ele erau legate unul de altul prin sârmă. Da, închei. Sau s-a mai pus, de exemplu, aici să mai spun pe scurt, era domnia de coroane, apostolul și s-a scos aici de la fundul mădeilor
s-a făcut un barar, ai se lega două sau trei plute. Și se lega pluta buzar, care am spus noi primul, se lega închis, deci nu, se punea trei lemne așa, în curmeze, și bătea cui, cam câte cui, nu mă știu, de foioasă, știți, ca de întărea fără. De lemn, da. Pui de gaură, dar numai la primul, la prima, și la primul căpătâi, la buzar. Buzar, așa îi spunea la primul unui de-a primul lemn. Gaură așa și una așa. Și băteai pana cu mășuca. Îți făcea niște cui, nu? Pene de lemn făcute. De poioase, nu era de bradă. Era, puneau de așa le punea. Dar nu era de bradă, de poioase. Ori de fag, ori de lichea. Era de sus, licosea. Închinge, așa se spunea. Și dacă te aduizea pe tine că eram la legat, și pășeai numai tu în fiecare zi, buzarul îți convinea, nu-ți prea convinea, că acolo era și el mai multă muncă. Era muncă multă, da. Cea care mă ia stimatul la muncă, serie, mă se frate, mă se, Costic-i mort, Dragomir-i mort, care mai putere, Emil Cârș-i mort, la... Și Gabriel Candre, Gabriel din muncă, o fost și el plutaș? Cine? Gabriel din Luncă, din Candrea. Da. Chiopă. A fost, da, cum? Gabriel Candrea. 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 Un donaco. Spui că ai stat de vorbă cu Bașul la dosul mult, Gheorghe. Hai că se vede. Da, doamna nu a ieșit. Dați-o mai lângă Paula. Asta înseamnă că aveți o rugăciune. Mulțumim frumos.